Miercuri 8 mai, la Colegiul Tehnic Petru Poni din Roman, a avut loc simpozionul regional cu participare internațională destinat elevilor și cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, ce și-a propus educarea capacității de comunicare și cooperare la nivel european. V-am așteptat astăzi la prima ediție a simpozionului regional cu participare internațională, se numește EcoScience. Ne dorim ca de la anul să devină un simpozion internațional, datorită numărului mare de participanți pe care l-am înregistrat anul acesta. De unde sunt profesorii, cei care au venit astăzi la Roma? Avem din diferite colțuri ale țării, participarea numeroasă provine de la diferite județe din țară, Iași, Vaslui, Bacău, Constanța, și după cum v-am pomenit, avem o serie de invitați din străinătate, provin din Turcia, Spania și Letonia. Concursul a presupus prezentarea unor referate și comunicări științifice pe baza unei activități de studiu teoretic sau unor realizări experimentale în domenii tehnico-științifice, fiind prezentate în două secțiuni: Viitorul Terei, pledoarie pentru educația ecologică, respectiv expoziție de lucrări realizate din materiale reciclabile. Prezentăm astăzi lucrările primei ediții a simpozionului EcoScience, care este destinat elevilor și profesorilor din învățământul preuniversitar, și care își propune să conștientizeze necesitatea protejării terii pentru ca viitorul să existe, cu implicarea directă în asigurarea acestuia. Simpozionul doar regional în acest an, dar cu participare internațională, își propune, de asemenea, să ofere tuturor tinerilor modalități de manifestare a gândirii științifice și creative, precum și cooperare la nivel european, în vederea atingerii dezideratului dezvoltării durabile. Pentru fiecare secțiune, cei prezenți au fost departajați, primind premii și diplome de participare.